Bună ziua, stimațele spectatori, și bine ne revedem la noi emisiune Conviețuit, unde nu te vadă că la postul nostru preferat, TV Giurgiu. Alături de mine, ca de fiecare dată, am oameni care reprezintă ceva pentru comunitatea noastră de romi, oameni care până la urmă ajută la prosperitatea acestor oameni din comunitatea noastră de țigani, exact cum îmi place mie să spun. Dar timpul nostru este extraordinar de prețios și voi începe cu prezentările ca de fiecare dată. Am buna plăcere de a avea alături de mine pe președintele Partidei Romilor Filiala Giurgiu și președintele Asociației Democrate a Romilor 2012, bineînțeles, bunul meu prieten Viorel Pană Virai, cum știți. Bună ziua și bine ai venit alături de noi. Bună ziua, bine m-am găsit și bună ziua telespectatorilor noștri. Alături de noi, iată, o avem și în această minunată după-amiază pe experta noastră pe problemele romilor din cadrul primăriei municipiului Giurgiu. Este vorba de nimeni alta decât Luminița Ferraru, să rămână și bine vinde alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Și bineînțeles, iată, pentru prima dată în cadrul emisiunii noastre, cea care până la urmă se ocupă, cum îmi place mie să spun, de mâncarea oamenilor amărâți, de cei care până la urmă au nevoie de sprijinul ei. Este, bineînțeles, vorba de directoarea cantinei sociale, Tanța Ionițescu, să română, și bine ai venit alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și iată că tot din cadrul social, pot spune eu, este cea care până la urmă, împreună cu celelalte 9 mediatoare, fac ceva pentru comunitatea de rom și ne aduc nou la cunoștință problemele cu care se confruntă. Este vorba de Nicoleta Violeta Ursaru, mediatoarea. Bună ziua și bine ai venit alături de noi. Iată, stimați telespectatori, în această plăcută după-amiază avem o echipă, pot spune eu, care până la urmă înseamnă o punte de legătură între comunitatea de țigani și, de ce nu, municipalitatea orașului nostru. Voi începe cu invitatul din această plăcută după-amiază, este vorba de Tanța, fiindcă tema de astăzi este una destul de obișnuită până la urmă în rândul comunității noastre de romi, obișnuință sau de lăsare. Doamna director, voi începe cu dumneavoastră, sper că nu aveți emoții. Niciodată. Așa, asta mă bucură întotdeauna la dumneavoastră, că nu sunteți emotivă. Și v-aș adresa o primă întrebare, vă rog, și să-mi răspundeți exact cu cuvintele dumneavoastră, fără a folosi cuvinte extraordinar de pompoase. De ce? Fiindcă comunitatea noastră de țigan, să știți, lor le place să vorbim direct cu ei și fără să avem cuvinte science fiction. Credeți că titlul emisiunii, obișnuință sau de lăsare? Și acum fac referire la strict la faptul că dumneavoastră aveți un număr de oameni, o parte dintre ei din comunitatea noastră de romi, care vin pentru a-și ridica masa zilnică. Credeți că o parte dintre ei chiar sunt de lăsători prin faptul că, având această cantină socială, nu mai vor să-și găsească un loc de muncă sau, până la urmă, a devenit o de lăsare? Da. Deci sunt fer convinsă că este o delăsare. Este mai ușor să venim la cantină, să luăm mâncare pentru 2-3 copii. În prezent dăm masă la 195 de persoane, marea majoritate sunt copii. Mâncare suficientă cât să mănânce o familie. De exemplu, dacă am 2-3 porții la masă la copii, e suficient să mănânce o familie cu 6-7 persoane. E mai ușor pentru ei să vină zilnic să ia masa în loc să-și găsească un loc de muncă. Eu nu spun că locurile de muncă în orașul ăsta sunt peste tot, dar dacă caută, găsește. Eu sunt fer convinsă că găsește. Am avut cazuri când i-am trimis într-un loc unde au și angajat pe unii, alții s-au dus o zi, două, n-au mai vrut, pentru că în momentul în care se angajează, realizează un venit și masa la cantină li se taie și nu prea mai e convenabil pentru ei. Adică din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, pot înțelege, doamna director, că acest minim de hrană, până la urmă, în teoria noastră reprezintă un minim, până la urmă, norma calorică, să înțeleg că este atât de bună, încât, cum a spus dumneavoastră, și nu cred că am înțeles eu greșit, dacă ar rămâne ceva din mâncarea aceea, practic, pentru doi copii, de exemplu, ar fi convenabil ca o familie de 5-6 membri să poată mânca din acea mâncare? Sigur mănâncă. Deci, mai să dau un exemplu. Luni ziua de astăzi, da, nu mai mult, au avut mazăre cu carne de porc, au avut ciorbă de fasole, au avut la hrană rece 10 pateuri mici, au avut o bucată de salam, o cutie de margarină și un borcan de tocană de legume
pentru fiecare membru. Deci înscris. Să înțelegem că, într-un fel sau altul, norma de hrană pe o zi se compune și din hrană caldă. Și din hrană rece, două feluri de mâncare caldă pentru prânz, iar pentru seară din hrană rece, care eu spun că e destul de consistentă, destul de multă. Iar weekendurile? Weekendurile sunt bogate, să știi, în hrană, pentru că ei la sfârșit de săptămână, vinerea, iau mâncare pentru 3 zile, tot timpul au avut un pui care a cântărit cel puțin 2,5 kg, au avut mezeluri cu kilogramele, pește, telemea, deci eu vă spun că mâncarea e suficientă. Deci n-ar avea motive să se plângă într-un cuvânt? Eu cred că nu. Nici nu am mai avut probleme de foarte mult timp. Am avut într-un timp ceva probleme cu unele persoane. Acum am rezolvat problemele. Ei spun că sunt mulțumiți. Bine, niciodată nu o să-i mulțumești. Nemulțumiți sunt de faptul că au 7-8 copii și am masă doar pentru 3. Asta este. Dar de ce nu se poate lua, doamna director, de exemplu, cum a spus și dumneavoastră, mâncare pentru toți membrii familiei? Sau, cum a spus dumneavoastră, și spun exact cuvintele dumneavoastră, în mare parte iau copiii. Este cunoscut, de exemplu, că familiile de adulți, soțul sau soția, nu au loc de muncă. Sau există chiar posibilitatea chiar ambele persoane să nu aibă un loc de muncă, să producă venituri într-un fel sau altul. De ce dumnealor nu pot să participe la această masă? Marius, eu n-am spus că nu pot participa, dar dacă eu la o familie dau 10, are 10 copii, dau 10 porții, nu crezi că e normal ca și o altă familie care are 3-4 copii să beneficieze și ei cel puțin de 2 porții? Am înțeles, noi n-am uitat, deci noi de n-am uitat să împăcăm pe toată lumea. Am înțeles. Deci nu la unul se dă 10 porții și la unul deloc. Locurile sunt limitate la cantină. Noi suntem, banii provin din bugetul propriu al primăriei. Deci nu sunt bani de la guvern, nu sunt bani din alte părți. Din bugetul propriu al primăriei. Anul trecut, prin de ordonanță de guvern, cuantumul sumei de la 6 lei s-a făcut 12 lei. Noi aveam deja licitațiile demarate din luna octombrie pentru alimente pe 6 lei și 300 de persoane cât aveam. N-am avut ce să mai facem, înseamnă nu mai puteam intra. Licitațiile erau deja stabilite cu dată exactă și am înjumătățit numărul lor la 150. S-au supărat atunci cei care au fost 6-7 persoane. Au fost la masă și 6-7, au rămas 3, cei care au fost 4 au rămas 2 și uite așa. Acum, din luna iunie, printr-o hotărâre a primăriei și a Consiliului Local, s-au mai suplimentat cu încă 90 de locuri, deci 250 de locuri. Am încercat să-i băgăm din nou pe cei care au familii numeroase, să le mai băgăm o porție, două în plus, în funcție de posibilități, de cererile care sunt noi cereri cu persoane, din ce în ce sunt mai multe persoane care au probleme sau nu vor să-și găsească un loc de muncă și e mai ușor să vii la cantină. Eu nu le învinovățesc, eu îi cred, poate chiar nu au loc de muncă, sunt familii monoparentale care nu mai știe nimic de tații lor. Eu le cred că au copii mici, n-au ce să facă, unde să ducă să muncească cu copil mic? Vin la cantină. Cantină, știi, mulți vin și se supără că nu le dă mâncare copiilor de un an, un an jumătate. Noi trebuie să înțeleagă că acei copii nu pot să le dau masă la cantină până la vârsta de 3 ani. Copilul ăla la câteva luni să nu spui că mănâncă ciorbă, felul 2, salam și conserv. Ai nu știi mănâncă. Scuze-mă, n-am știu că comunitatea română, copilul mănâncă conservă de pește de la 2 luni. Că mănâncă de la 2-3 luni. Sunt informați unii. Da, unii nu sunt informați și din cauza aceasta. Nu sunt informați, am informat pe fiecare. Eu zic că a fost deschisă la comunicare cu ei, cu toți, și cu dumneavoastră, și cu Partida Românilor, și cu toată lumea ce ține de această etnie. Da, în primul rând vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de comunitatea noastră de rom și până la urmă găsim înțelegere întotdeauna din partea dumneavoastră. Luminița, fiind expertul nostru pe problemele romilor și fiind zilnic în cadrul primăriei, este cunoscut că tu te lovești în mod frecvent de problemele pe care le reprezintă într-un fel sau altul această comunitate de romi. Facem referire într-un fel sau altul tot la această cantină socială. Crezi că într-un fel sau altul ar trebui să se facă o nouă anchetă sau este impetuos necesară să se facă din nou o anchetă, deoarece mulți poate nu mai
nu mai pot beneficia de această cantină deoarece veniturile lor sunt altele. Probabil și-au găsit un loc de muncă și până la urmă fac și acest lucru negândindu-se până la urmă că vecinul de lângă ei au o familie numeroasă și ar trebui să beneficieze de această cantină. Marius, din ce știu eu, anchete sociale s-au făcut, ei sunt obligați să anunțe în caz că li se schimbă veniturile, așa bănuiesc că ar fi normal să anunțe. Deja fetele noastre mediatoare merg pe teren, identifică problemele, familiile cu probleme. Nu știu dacă ar mai fi necesar o anchetă socială din moment ce a fost făcută, în momentul în care a solicitat un loc la cantină, așa se face, doamna director, nu? Solicită un loc la cantină, automat se face anchetă socială și beneficiază. Dar din ceea ce știu eu, printre alte atribuții în primărie, eu asist și la audiențele